cu puterea lui Dumnezeu. Which has been revealed unto all men. Și care a fost descoperită prin Iisus Hristos. By the paying of the price on Calvary. Care a fost posibilă prin plata de la Calvar a vieții lui Iisus Hristos. You will be able to possess back your possessions. În această seară pe vii în stare să ai o nouă relație cu Dumnezeu. He says there shall be holiness. Și cuvântul spune că acest naște este sfințenie. Before deliverance there shall be holiness. Înainte ca să vină izbăvirea în lumea aceasta, Dumnezeu a trebuit să vadă dacă conceptul de sfințire este împlinit în această jertfă. Only Jesus is holy. Numai Iisus Hristos este sfânt. Only Jesus is holy. Numai Iisus Hristos. Without Jesus there is no holiness on this life. Așa să vă spun că fără Iisus Hristos nu este posibilă sfințirea noastră. We can never be holy until we come to Jesus. Niciodată nu putem să fim sfinți dacă nu venim la Iisus Hristos. There is no healing until we come to Jesus. Nu este vindecare și liberare fără prezența lui Iisus Hristos. We can never possess our blessings until we come to Jesus. Niciodată nu vom fi în măsură să fim binecuvântați cu binecuvântări cerești fără să-L avem pe Iisus în viața ta. There are a lot of questions in this world. Aș vrea să vă spun că sunt o mulțime de întrebări. But Jesus alone is the answer. La Iisus Hristos este răspunsul la toate. Demonica pregătită de diavolul.